Bună ziua de la Eurohandball. Felicitări pentru rezultatul de ieri. Noi am considerat că a fost o partidă extrem de importantă pentru viitorul handballului feminin românesc, așa cum v-ați dorit și voi ca manageri în cadrul echipei naționale, împreună cu domnul președinte. Am discutat de mai multe ori că se construiește o nouă echipă pentru Olimpiada 2020. Cu cât timp înainte de începerea turneului final ați început pregătirea acestor meciuri cu echipele pe care le întâlnim pentru început în grupa A? Pregătirea unui turneu final începe exact a doua zi după ce te califici. Deci după dupla meciurilor cu Austria, după ce ne-am calificat, atunci am început să pregătim acest turneu final. Domnul președinte tot pune accentul că această echipă ar trebui să producă performanțe majore din 2020, însă noi vedem cu ochiul liber că în acest moment chiar avem valoare să producem încă din acest an niște performanțe pentru România. Până unde poate merge România în acest an? Noi ne-am propus că la acest turneu motoul nostru este pas cu pas. Vom lua fiecare meci și așa cum vine. Următorul meci este cel mai important și vedem ce va ieși. Vă doriți locul 2 în grupă sau locul 1? Vedem ce va fi. Nu vreau să dau niciun pronostic. Știu doar atât că fetele vor intra pe teren și vor ieși de acolo cu sentimentul că au dat tot ce au putut. Din experiența dumneavoastră de jucătoare, pentru că ați făcut parte din lotul echipei naționale foarte mulți ani, din lotul echipei Rapid și lotul Urmentul Brașov, da, dacă nu mă înșel, cum vi se pare în acest moment diferența între media de vârstă a echipei noastre, care are 24 de ani și un pic, și celelalte echipe ca Franța-Spania, care au în continuare o medie de 27-28 de ani? Nu pot să spun decât că este un plus pentru noi. E clar că tinerețea ne ajută, da, din punct de vedere fizic, dar un pic ne, să spunem că fetele nu au atât de multă experiență, dar faptul că sunt aici și au venit cu foarte mare entuziasm, mă suprinește această tinerețe. Două jucătoare din echipa națională, mă refer la Neagu și la Elisei, au împreună peste 370 de selecții la echipa națională, iar toate celelalte nu adună acest număr de selecții din lotul echipei României. Cum ați reușit dumneavoastră ca manager să le apropiați pe aceste fete? Este greu, dar meritul unității echipei este în primul rând al fetelor. Ele au cele experimentate, au răbdarea necesară să le explice și să le ajute pe cele tinere, iar cele tinere sunt foarte deschise și acceptă orice sfat pe care îl primesc cu mare drag de la cele fetele experimentate. Având în vedere că primul meci l-am câștigat cu atacul, al doilea meci putem spune că l-am câștigat cu apărare exemplară, cum vedeți dumneavoastră meciul care decide cel puțin locul 2 în grup, adică cel de mâine cu Angola? Este un meci clar, toate meciurile, niciun meci nu seamănă unul cu altul. Va fi un meci de luptă, fiecare echipă care intră în teren la acest campionat mondial dorește să câștige. E clar, vom vedea în teren ce se întâmplă. Deci nu ne puteți spune nimica despre ceea ce pregătim în privința meciului cu Angola? În privința meciului cu Angola, bineînțeles, pregătim și apărarea și atacul și ne dorim ca în teren să vedem o echipă luptătoare. Luminița Huțupan vă transmite să aveți succes la acest campionat mondial și cu experiența pe care o are. Aseară a felicitat-o pe doamna Dumansca, vă rugăm să-i transmiteți acest lucru, pentru că este un mesaj senzațional pe care l-am văzut din punct de vedere al portarului echipei naționale. Da, așa este, îi mulțumim Luminiței pentru urări și pentru susținere. Iulia a făcut un meci foarte bun ieri, dar de altfel și echipa României a făcut un meci foarte bun, mai ales în apărare. S-au sincronizat foarte bine portarul și apărarea. Eu țin să felicit pentru meciul de ieri toată echipa României. Ce face doamna manager în jurul echipei naționale în aceste zile? Se ocupă de tot ceea ce trebuie, ce ține de organizare și de tot ce au nevoie jucătoarele. Vă mulțumim și vă urăm mult succes mai departe. Cu drag!